două luni de zile eram la Tanti Victoria pe Prispă împreună cu Laurențiu și Romeo și ne gândeam ce ar fi să reușim de Sfântă Mărie să ne adunăm cu toți. A fost o idee și iată că astăzi reușim. Am vrut să fie un moment de readucere aminte, o multiplicare de duminici, cum odată erau sărbătorile la noi, cu voie bună și cu multă petrecere. Din păcate, unul dintre cei care au fost parte de aceste idei nu mai este lângă noi. Își dorea să fie pe scenă, să spună o poezie. O să-mi iertați și mie emoțiile. Era un prieten al meu și al tuturor. Cuprinsul. Pământul, țarina, bucatele, puse în spinarea mea cu toatele, oameni și turme și vite, brazdele zguduite, potecile, miriștea, durerile, neliniștea, ploaia, negura, vântul, hohotul, spaima, frământul. Cum a intrat în mine țara toată? Cum a încăput o țară într-o lopată? Pădurile într-un ghiveci de lut, o mare întreagă într-un pahar băut. Atunci, dinpreună cu ele, în stropul meu de smârc, a încăput și Dumnezeu. Dumnezeu să-L odihnească și vă rog pe toți să vă ridicați, să păstrăm un minut de recolegere. Vă mulțumesc tare mult și Dumnezeu să-L ierte. Aș vrea să vă mai spun ceva. Acum puțin timp eram într-o altă țară și eram la un producător de brânzeturi. Am fost impresionat de mândria cu care acel om povestea despre lucru bine făcut, de fără greșeala lucrului și cât de multă onoare era în ceea ce producea. Mi-am adus aminte că eu, copil, în aceste locuri, am întâlnit această onoare a vinului binefăcut, a unei vite din curte grase, valori autentici, a unor oameni drepți, pe care a trebuit să ne amintim mereu. Nu minciuna, nu furtul, nu hoția erau valori. În acest spirit ne-am gândit să pregătim această sărbătoare care să fie de amintire și de un mic semn că viața poate să fie și altfel, cu bucurie multă și cu iubire între oameni și prin respect. Vă mulțumesc tare mult!
îl invit pe scenă, pe domnul primar, care vrea să vă adreseze câteva cuvinte. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.